Ziua Internațională a Tinerilor Ortodoxi a fost marcată la Suceava printr-un eveniment multidimensional. Acesta a cuprins o conferință cu părintele profesor universitar Constantin Valer Necula, o lansare de carte, dar și o sesiune de întrebări și răspunsuri. Pentru a marca Ziua Internațională a Tineretului Ortodox, Inspectoratul Școlar Județean Suceava, în parteneria cu Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, prin sectorul media și comunicare, a organizat conferința online Întâmpinarea Tinereții cu Hristos, avându-l ca invitat pe părintele Constantin Necula. Evenimentul a fost unul multidimensional și a cuprins conferința cu preotul conferențiar dr. Habil Constantin Valer Necula, prodecan al Facultății de Teologie Ortodoxă de la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, o lansare de carte, o sesiune de întrebări și răspunsuri. Întâlnirea, desfășurată cu binecuvântarea înalt-preasfințitului părinte arhiepiscop Calinic, a fost moderată de profesorul Daniela Ceredeev, inspector școlar pentru disciplina religie, inițiator și coordonator al evenimentului. Conferința aceasta este organizată astăzi de Ziua Internațională a Tineretului Ortodox, în Anul European al Tineretului, de Inspectoratul Școlar Județean Suceava, în parteneriat cu Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, prin sectorul media și comunicare, cu binecuvântarea înalt-preasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic, față de care reiterăm recunoștința noastră pentru grijă și susținere în toate proiectele pentru copii și tineret. Am ales împreună cu doamna inspector, a ținut așa un pic de o experiență mai veche din întâlnirile mele cu tinerii la conferință. Toată lumea îmi spune să vorbim despre provocările tinereții, cum îi provoacă tinerii biserica, cum provoacă cutare pe cutare, dar de ce n-ar provoca și biserica tinerii? De fapt, asta este esența trăirii în Hristos, a bucuriei de a fi tânăr. Cum te pregătești să fii omul lui Dumnezeu? Copiii la copii e simplu, că acolo la ei Dumnezeu îngăduie să fie exemple de motivarea trăirii creștine, unor chiar fără voia lor. Am învățat din privirea lor foarte atentă la adresa părinților, în încrederea pe care o au în bunici, bucuria pe care o au descoperind un cățeluș sau hrănind o pisicuță. Astea toate sunt într-un fel sau altul parte integrantă a profilului creștin. Nu poți să fii creștin decât bucurându-te ca un copil în fața unei ciocolăți, asta este adevărul. Dar de fiecare dată lumea din jurul nostru are grijă să ne fure ciocolata și să o facă mai amară decât e cazul. Cu trecerea timpului, ca tineri, ne pierdem motivația creștină și aud foarte des pe părinți spunând: un părinte, nu înțeleg, a venit la biserică cu mine până acum câteva luni, acum dintr-o dată nu mai vrea nimic, nu mai iubește biserica. De fapt, tânărul refuză tot, nu doar biserica. Biserica e la un loc cu celelalte valori care până atunci l-au marcat pe tânăr. Valorile acelea care, într-un fel sau altul, te reîncântă când pleci de vârsta jumătății de carieră, cum zic psihologii, atunci când te îndrepți către amurgul profesional și te întorci iarăși către familie, către biserică, către prietenii autentici, lucruri pe care tineri fiind le cam scuturile, zgândări. De aceea sunt bucuros că sunt cu o cântăreață de muzică populară, cu o campioană olimpică și cu un ritor în echipă, pentru că vreau să înțelegeți bine, numai readucându-ți aminte de tradiția locului din care vii, doar trăgând tot timpul în echipă cu celălalt la rame și doar învățând să stăpânești limba română și să o rostești corect la mormântul lui Ștefan cel Mare, poți să recapezi, de fapt, adevăratele dimensiuni pentru care tinerețea merită să meargă la întâmpinare cu Hristos. Ne-am obișnuit să credem că generația de acum e o generație soft, așa, o luăm ușurel, fie o transformăm într-un dușman al poporului. Zilele acestea am citit niște articole legate de modul în care părăsesc copiii, școala, cum se revoltă ei, de parcă a fost vreodată altfel. Și noi făceam la fel. La noi era chiulul pe lângă garduri, la câte un fotbal, acum nu mai e chiar așa. Și stau să mă gândesc dacă nu cumva greșim undeva în asumarea ca atare a tinereții, dacă nu cumva îi vrem prea serioși, prea devreme serioși. Lucrez foarte des cu copiii bolnavi de cancer, în fața cărora mă plec de fiecare dată. Seriozitatea lor nu încălzește inima mea, o cutremură. Lucrez foarte des cu copii cu autism. Zglobietatea lor e de preț, dar doar cutremură inima, nu încălzește cu totul. Și atunci ce e de făcut?
Poate că e de făcut să redescoperim împreună comunitatea liturgică. Modul în care în biserică nimeni n-are voie să zică șt, celuilalt care are lângă el un copil, care chiar dacă smiorcă e colegului de liturghie. E important să redescoperim împreună tinerețea aceasta fără sfârșit pe care biserica o revarsă către noi și care nu vine de oriunde. Vine doar din dumnezeiasca liturghie, izvorăște din ea, trăiește din ea, dăruiește din ea.